Ce fel de violență este între copii, între copii și profesori? E în jurul școlii, adică e școala vulnerabilă cumva și se adună acolo diverse categorii de delinvenți care provoacă situații. Aceste lucruri trebuie lămurite, pentru că noi, ca legiuitori, trebuie să știm care sunt, de fapt, soluțiile reale. Sunt ele legislative? Sunt de ordinul ordinii publice, a pregătirii profesorilor, a formării familiilor? Pentru că deseori spunem, și din păcate e adevărat, că violența naște violență. Și că acei copii, de exemplu, care se nasc în medii violente, văd aceste modele comportamentale de când sunt mici, sunt tentați să le reproducă ei înșiși, fie în viața lor lucrătoare de familie, fie chiar la școală, de ce nu? Ministerul Educației acordă o atenție sporită fenomenului de abuz și neglijare în toate formele de manifestare în spațiul școlar și în uman. Astfel, Ministerul Educației a suplimentat cu 1200 de posturi numărul consilierilor școlari, tocmai pentru că noi considerăm că în spațiul școlar, consilierul școlar este o resursă extrem de valoroasă. Și tocmai pentru că ne dorim ca nevoile elevilor, fie că vorbim de nevoi educaționale, nevoi emoționale, nevoi de sănătate mentală, să fie satisfăcute, prin activitățile de consiliere individuală, de grup colectivă, asigurate de profesorii consilieri școlari. De asemenea, Ministerul Educației a lansat campania națională Împreună prin violența în școli, nu sunteți singuri. Trebuie să uităm puțin care este contextul și de ce am ajuns aici. N-am ajuns dintr-o dată. Lucrurile acestea au evoluat permanent. Și sunt câteva elemente de context pe care, după părerea mea, merită cumva să le luăm în considerare, pentru că poate găsi măsuri remediale, să spunem așa. În primul rând, generația aceasta de acum, care este școlită acum în sistemul de învățământ din România, este total diferită de generația de acum 10 sau 15 ani. De câte ori am avut posibilitatea, am încercat să spun public, trebuie ca sociologii, psihopedagogii, pedagogii, profesorii cu experiență să încerce să facă o analiză și să prezinte un document care să fie un document de lucru pentru profesori, ce are nouă această generație, ce ar trebui să schimbăm noi în comportamentul profesorilor, în normele legislative, în așa fel încât noi nu avem de unde să luăm o altă generație. Aceasta este generația pe care trebuie să o educăm și pe care mâine, poimâine, o să conducă această țară. Deci responsabilitatea noastră este uriașă. Dacă ne uităm așa cu ochii atenți la cum au crescut copiii în ultimii 15 ani, că aceștia cam sunt în școală, n-am putea să nu constatăm că familiile sunt din ce în ce mai ocupate, au din ce în ce mai puțin timp pentru copiilor, ca urmare ne putem baza prea mult pe educația de acasă, care este esențială. Educația de bază pune temelia. Nu ai educația de bază de acasă cu valorile fundamentale, foarte greu să mai corectezi după aceea. Ce se întâmplă cu părinții? Sunt foarte ocupați. Vin acasă după ore întregi de la job, de multe ori nu mai au răbdare și de cele mai multe ori sunt fericiți că odrasla lor stă în fața unui calculator și e în mediu virtual, liber ca pasărea cerului, învață că îi se poate permite orice în viață. Putem să corectăm o asemenea constatare pe care nu cred că numai eu am făcut-o, sunt sigură că nu o să fiți în dezacord cu mine din acest punct de vedere. Probabil că da. Cum? Punând mai mare accent pe educația extracurriculară, care în acest moment a ajuns aproape egală cu zero. Sistemul, societatea românească trebuie să găsească soluții, nu punând sarcina ministerului sau numai a sistemului de învățământ. În același timp, nu avem cum să nu ne uităm că părinții nu au cum să controleze sau nu știu să controleze mediul virtual, mai ales pentru vârste foarte fragede. Există foarte multe software pe care părintele le poate accesa și poate dirija oarecum în mediul virtual
copilului ce anume poate să acceseze și ce nu poate să acceseze. Câți părinți fac lucrul acesta? Foarte puțin. Le-a spus cineva părinților că pot să facă acest lucru, pentru că cel mai simplu pentru un părinte, până la urmă, se cumpere un telefon și să aibă liniște acasă, pentru că copilul este în stare să butoneze 12 ore din 12 ore mediul virtual. Dacă vorbim de o generație schimbată, sigur că ne întrebăm dacă profesorii au fost formați în așa fel încât să fie adecvată formarea lor la generația pentru care să pregătesc. Răspunsul este fără îndoială, nu. Aici vă mărturisesc că am încercat mandatele mele scurte câte au fost, de două ori să discut cu universitățile care formează profesori, pentru că până la urmă ministerul este angajatorul. Angajatorul trebuie să impună ce așteaptă să-i fie pregătit ca profesor persoana X sau Y. Foarte greu, pentru că, din păcate, autonomia universitară a evoluat nu întotdeauna pozitiv. Autonomia universitară, cât că este ea scrisă cu mâna mea și cu multe dispute din partea colegilor care nu accepta, a fost gândită ca un mecanism de a permite dezvoltarea universităților. Deci ne trezim în fața faptului că cei mai mulți profesori n-au fost, nu sunt vinovați, dar n-au fost pregătiți pentru componenta pedagogică adecvată acestei generații. Mă aștept și, din păcate, am fost chiar disperată când am auzit că liceul pedagogic se desfințează iar, o mare greșeală. L-am găsit de trei ori desfințat și de trei ori l-am reînființat, pentru că cei care trec prin liceul pedagogic se formează din punct de vedere al pedagogiei, să spunem, la modul general și nu numai, începând cu clasa nouă. Au grupe de exercițiu, au clase de exercițiu. Deci dacă am putea cumva să acordăm un fel de bonificație celor care sunt absolvenți de liceu pedagogic să se îndrepte spre formarea ca profesor, ar fi un lucru extraordinar. Și așa, chiar dacă nu se duc să devină profesor, că e o meserie neatractivă, absolvenții de liceu pedagogic sunt mult mai bine educați decât absolvenții multora dintre liceele pe care le avem în țară. Și atunci, sigur că mă uit la doamna secretar de stat și mă gândesc că poate ministerul ar putea să demareze un proiect în care să implice universitățile, Institutul de Științe ale Educației, ONG-urile care sunt dedicate acestui domeniu și să încercați de acolo să aveți niște idei pe care să se creioneze în continuare formarea profesorilor, pentru că altfel vom fi din ce în ce mai departe de generația școlită. De regulă, prin legislația secundară, autoritatea profesorului s-a atenuat permanent. Păguboasă această atenuare pentru evoluția sistemului de învățământ. Și atunci ea trebuie cumva întărită. Pentru că dacă elevul are ghinion, să zic așa, de acasă să-i se spună, sau să audă la televizor, auzim cel mai mult și o să revin asupra acestui aspect, că la școală profesorii sunt doar multă factură, sunt beșteliți acasă, elevul acela nu se mai duce la școală cu gândul că are ce și de la cine învăța. Și acum trebuie cumva să corectăm lucrul acesta. Școala e școală, iar un om fără disciplină nu e în stare să facă mai nimic în viața lui. Cum putem să facem acest lucru? Nu dintr-o dată să-i punem pe elevi în școală ca într-o carceră, ci încet, încet, cu metode adecvate generației, să-i aducem să înțeleagă rolul instrucției și disciplinei din școală și rolul respectului față de cei care se află la catedră. Nu poți să înveți de la cineva dacă nu ai respect pentru acel cineva. În același timp am sesizat și nu avem cum să ținem sub preș, să spunem acest lucru, și o anumită indiferență a profesorilor. Pentru că în momentul în care tu, ca profesor, nu ești respectat, nu ești respectat nici prin salariu, nu ești respectat de autoritatea locală sau de autoritatea națională, ce ajungi să faci dacă n-ai în interior determinarea asta de a merge înainte cu orice preț? Ajungi să te detașezi, să te retragi și atunci meseria devine o meserie pe care o faci ca să câștigi un ban. Meseria de profesor nu intră în această categorie. E o meserie în care te atașezi de cel care este în fața ta
Și într-un fel încerc să clonez din elementele tale pozitive și care se potrivesc celui din față, în așa fel încât, într-adevăr, când trece pe lângă tine și spune, am fost elev sau mi-ați fost profesor, să simți și tu ca profesor cu bucurie. Am stat cu școala 2 ani în pandemie. Nu a întrebat nimeni care este consecința celor 2 ani de stat doar acasă. Dacă nu cumva cei 2 ani de stat acasă le-a crescut violența copiilor, pentru că au fost frustrați de libertatea pe care ar fi trebuit să o aibă. Suntem aici. Da, acum își consumă energia cu cuțitul sau cu gesturi care n-au ce căuta într-o școală de oriunde din lume. Și aici cred că și sociologii, dar și Institutul de Științe ale Educației ar putea cumva să vadă ce consecințe a avut pandemia asupra copiilor. Cum am putea să corectăm aceste consecințe? Dacă vrem să îndreptăm lucrurile, dacă nu, din păcate ele se vor amplifica. Ce se poate face și închei? Păi cred că sunt niște măsuri care pot fi luate pe scurtă durată și lucrul acesta este posibil și mă uit cu ochii la Ministerul Educației și anume din fondurile acestea europene, PRR, ce Doamne iartă-mă or fi, trebuie gândite niște proiecte care să formeze profesorii pentru etapa pe care o traversăm, post-pandemică, în care disciplina a fost aproape redusă la zero, în care autoritatea profesorului a fost redusă la zero, pentru că și metodele acestea pedagogice trebuie să fie noi. Suntem la etapa la care legea este în Parlament. N-am văzut niciun fel de articol în care cumva să folosim ceea ce le place copiilor, tehnologia. Cum folosim noi tehnologia ca instrument, nu mai al învățării, ci ca instrument de educație? Cred că acest lucru este posibil și poate nu-i prea târziu să corectați în lege, să faceți un amendament și să... Și ultimul lucru pe care vreau să-l spun este, am ajuns aici cu școala și pentru că există un dezinteres total față de problemele școlii. Cum îl vedem? Păi, în primul rând, prin buget. Când bugetul e 2,1% din PIB, e clar că interesul față de educație doar se clamează, nu se și manifestă într-un fel în care să vedem că, într-adevăr, acest respect există.